În duminica după botezul Domnului, preasfințitul părinte episcop Macarie al Europei de Nord a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica Parohiei Românești din Oslo, Norvegia, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Ierarhul a tâlcuit pericopa evanghelică citită cu acest prilej. Noi, în aceste ținuturi scandinave ale soarelui apune, mai reci și întunecate, simțim lumina care ni se împărtășește de la Mântuitorul Iisus Hristos, soarele cel neapus, firea noastră omenească, devenind sfeșnicul luminii dumnezeiești. Cu acest dor de lumină și căldură duhovnicească, am venit cu toții la altarul euharistic din Oslo, pentru a fi împreună în dumnezeiasca liturghie. La slujbă, alături de credincioșii din comunitate, a participat și excelența sa, domnul ambasador Daniel Ioniță, care se află la încheierea mandatului său diplomatic în Norvegia. Am participat astăzi cu mare bucurie alături de enoriașii Bisericii Ortodoxe Române la slujba de la Oslo. Am dorit să-l îmbrățișez cu căldură pe preasfinția sa, episcopul Macarie. Am dorit să le mulțumesc tuturor preoților Bisericii Ortodoxe Române din Norvegia, precum și enoriașilor români, pentru foarte bună colaborare pe care am avut-o cu prilejul mandatului meu aici. Am dorit să le spun cât de dragi mi-au fost. Dăm slavă bunului Dumnezeu care ne ajută și ne-a ajutat să lucrăm și aici cu toții la mântuirea noastră, la Oslo, unde după înființarea episcopiei noastre Europei de Nord s-a întemeiat și această parohie la altarul căreia ne primenim și ne sfințim cu toții. Ne-am adunat în haine de sărbătoare astăzi la săvârșirea Sfintei Liturghii slujite de preasfințitul Macarie Drăgoi, știind că trebuia să ajungă la Bergen, la hramul parohiei. Dumnezeu a rânduit să țină slujba în Oslo. La final, episcopul românilor din Europa de Nord a oferit credincioșilor mai multe cărți de folos sufletesc și i-a binecuvântat pe toți cei prezenți cu aghiasmă mare.